Sepsi la telefon. Bună seara! Bună seara! A spus așa, înaintea ultimului meci trecut al echipei noastre, că pentru a mai avea șanse la play-off, Liviu Ciobotariu și echipa trebuie să obțină 4 puncte în 2 meciuri, de acord? De acord, da. În ultimul meci a obținut un punct. Aveți meci cu Rapid, exact. Trebuie să bată. A spus dacă nu, are o problemă inclusiv Liviu Ciobotariu. Să înțelegem că dacă nu câștigă mâine meciul cu Rapid, vă despărțiți? Nu pot să spun că am dat un ultimatum așa, dar am zis că dacă nu obținem 4 puncte, nu prea mai avem șanse la play-off, ceea ce este foarte adevărat, că o să treacă 16 etape cu 19 puncte, dacă, Doamne ferește, dacă pierdem, și o să mai avem 14 etape și trebuie să acumulăm 26 de puncte, 25-26 ca să intrăm în play-off. Așa am făcut eu calculele. Da. Deci cu 16, dacă am putut să facem 19, din 14, 25-26 e cam greu. Bun. Și atunci, dacă nu câștigați, se vor lua ceva măsuri sau mergeți înainte? Nu am gândit așa și înainte de meci nici nu vreau să pun presiune nici la antrenori, nici la jucători. Pur și simplu este un meci foarte, foarte important pentru noi și vrem să fim concentrați 100%. Și în momentul de față este ultimul antrenament. Eu sunt aici, imediat începe antrenamentul de seară. Și vrea să vadă că sunt lângă ei. Plus că ați ieșit și din cupă, care e un obiectiv deja clasic al echipei noastre. Da, acolo am ieșit rușinos. Deci acolo chiar am fost supărat, fiindcă o echipă din Liga a doua, putem să spunem că ne-a dominat. Și asta e adevărat. Da, exact. De acolo a spus părat și de acolo a zis, doamne, 4 puncte. 4 puncte, nu mai avem șanse, nu mai avem șanse, ceva trebuie să se întâmple. Se întâmplă precis, dacă altfel spunea că nu. Da, da, da. Da. Se schimbă. Clar. Cum vi se pare meciul cu Rapid, care e o echipă în super formă, în momentul de față, da, cu singura problemă că Bergodin nu se poate să stea pe bancă? Da, am auzit declarația dânsului, chiar este foarte simpatic și chiar noi am avut o relație foarte bună. A zis că vine și stă lângă mine. Fără nicio problemă poate să vină să stea lângă mine în Skybox, fiindcă noi nu ne-am despărțit cu ceartă și așa mai departe. Dar mă îndoiesc că o să stea lângă dumneavoastră, că știți ce se întâmplă cu antrenorii. Da, da, eu știu că glumim puțin. Dar vrem să stricăm bucuria, sincer vă spun, fiindcă pentru noi este foarte important. Nu spun că pentru Rapid nu este, dar pentru noi este foarte, foarte important să recapătăm încrederea și încă 3 puncte. Care, până la urmă, ați decelat, că știu că la un moment dat când ați avut seria aceea de meciuri fără victorie, după care sigur că lucrurile n-au mai stat așa. Ați reușit 2 victorii, în fine, un meci egal, n-a fost numai chiar așa de grav, dar nu s-a îmbunătățit evident situația. Dar spuneați, noi nu știm nici noi ce se întâmplă și de fapt toți de acolo spuneau la fel, nu știm ce se întâmplă. Între timp ați înțeles ce s-a întâmplat cu echipa asta, a avut căderea aceasta? Eu cred că am stat de vorbă cu toți și eu cred că rămâne un mister pentru foarte mult timp, fiindcă nimeni nu înțelege. Deci toată lumea spune că nu găsește cheia și nimeni nu știe ce s-a întâmplat de fapt. Acum a fost nemulțumiri între jucători, au fost certuri, da, a fost și cearta între Matei și domnul Ciobi, dar astea nu sunt niște lucruri așa de grave ca să fie 6 meciuri. Dacă analizăm fiecare meci unul câte unul, în afară de FCSB și CFR, am fost în meci în toate cele 4 meciuri, între ghilimele în meci. Am pierdut cu un singur gol, la Iași puteam să luăm un punct, la Ucluj puteam să luăm un punct, la restul nu prea am avut pretenții că Faru și Craiova ne-au bătut. Da. Bine, Craiova va bătu la... Craiova, da, va bătu la... Nu, CFR va bătu la diferență mai mare acolo. CFR și FCSB. Da, CFR și FCSB, da. Vi se pare că proiectul acesta al dumneavoastră a obosit un pic? Nu știu ce să spun, nu cred că proiectul a obosit. Sunt aceiași jucători care au fost anul trecut. Singura diferență e că a plecat Dumitrescu, care simțim lipsa, nu pot să spun că nu, dar slavă domnului Ștefan, încet, încet o să ia locul. Dar a venit un Alini care cred că este un plus față de anul trecut. A apărut o știre pe Gazeta Sporturilor, conform informațiilor GSP, Rapid nu și-a luat gândul la Ștefănescu, pe care negocia cu Sepsi și în vară, tătării au picat atunci, pentru că Sepsi era îngreat în Europene și avea nevoie de Ștefănescu în conferință. Dar
Și pentru că Dan Șucu a fost deranjat de faptul că Sepsi negocia în paralel și cu FCSB. Nu, noi niciodată n-am discutat. Eu am și zis, am discutat cu domnul Becali la telefon 2 minute, dar nu am negociat cu FCSB pentru Ștefănescu. Deci singurul cu care am negociat a fost domnul Șucu. Personal am fost eu la dânsul la București, am discutat o oră jumătate prietenește, dar am zis foarte clar că noi avem nevoie de Ștefănescu. Dar așa n-am discutat cu FCSB, decât domnul Becali m-a sunat la telefon și agentul domnul Vulturar a venit și a zis că ar fi bine că așa și așa, dar noi am zis și atunci foarte clar că noi vrem să rămână Ștefănescu. Chiar am făcut un contract pe 3 ani cu el. Deci, da, deci cine îl vrea trebuie să-l cumpere, dar asta, în fine, ideea știrii era, despre care v-am vorbit, era că în iarnă s-ar putea să reiau negociere sau că Rapid va voi să-l achiziționeze în iarnă. Știți nu ceva? Știu, deci, aveți... Nu știu nimic, nu, n-am discutat despre așa ceva. Și îl dați, de fapt, azi, adică sunteți dispus să-l dați? Acum? Deci, din partea mea este un nu categoric. Dar știți cum e în fotbal, dacă jucătorul insistă foarte mult, după aia degeaba lași la echipă, că după aia nu se mai joace fotbal. Dar eu cred că Ștefănescu se simte foarte bine la noi și nu cred, cel puțin eu personal, nu cred că gândul lui acum e la Rapid sau FCSB sau oriunde. Nu pot să spun că vrea să se îmbătrânească la noi, fiindcă este un jucător bun, dar noi sperăm că măcar până în vară o să ne ajute. Aveți la unele echipe, atunci când există o problemă, când lucrurile nu merg perfect și când se poate, la un moment dat, schimba antrenorul, există echipele, multe au un plan B, adică au în minte, chiar dacă nu vorbesc pe cineva, o variantă ca să nu stea foarte mult, să caute în momentul respectiv. La dumneavoastră e așa? Nu e așa. Sincer, și cu domnul Bergodi când a fost... Noi nu gândim înainte. Bine, poate că E o gândire nesănătoasă, poate, dar noi întotdeauna sperăm că rămânem cu antrenorul care e în momentul de față și nu gândim. Dacă, într-adevăr, trebuie să ne gândim, o să vină ofertele agenții, o să trimită cel puțin 100 de nume de antrenori. Am înțeles. Ați fost la Felciut? Nu, n-am fost, de mult n-am mai fost la... La casa domnului Orban n-ați fost? Nu. Să nu credeți că eu am să nu credeți că vă sună pe mine la telefon și mă invită la un prânz. Nu. Păi v-am văzut cum schimbați niște pase pe acolo, cu capul. Da, ăla era la noi, la stadion, când a fost da, la da, meci. Da. Da, păi asta e altceva, dar așa nu ținem noi legătura. Nu, mă gândeam că o să joace Națiunea România acolo și da, pare un bloc... Aparte, că pentru o asemenea meci de asemenea, pe un stadion mic, mă gândeam că știți da, cum... nu știu de ce au pus acolo. M-am mirat și eu. Deci, păi vă spun eu cam de ce. Păi n-am ales noi. Nu, n-am ales noi, au ales israelienii. Meciul cu păi e destul de loc, vă spun eu, ceea ce cred că e logic, pentru că este un loc extrem de bine apărat, fiind reședința ministrului al Ungariei vis-a-vis de stadion, înțeleg. Că e lângă dar el nu locuiește acolo. Deci el are o casă acolo, dar el locuiește, cum știu eu, el locuiește la Budapesta. Deci are o casă la Budapesta, acolo merge ocazional. Deci e o casă lângă stadion, 50 de metri. Eu n-am fost niciodată la casa respectivă, dar de afară s-a văzut. Și eu așa consider că așa au vrut izraelienii să nu fie foarte multe lume pe stadion, fiindcă vă dați seama, Aradul, Timișoara, Oradea, să nu mai vorbim de Cluj și așa mai departe, sunt foarte aproape de graniță și cred că ar fi susținut Naționala de foarte multe mii de spectatori din România. Și mai e o chestiune, probabil că fiind și o localitate mică, cunoscută de serviciile de securitate, pentru că încă o dată, când vine acolo președintele unei țări, evident că e o localitate mică, se vede orice mișcare, orice, dacă există probleme de securitate, le vezi imediat față de un oraș, o urbe din acest moment. Mă gândesc că și din motivul ăsta. Este un lucru foarte adevărat, dar vă spun sincer, eu am fost la vreo 2 meciuri în care nici măcar un bodyguard n-a fost lângă el, s-a plimbat în când era Victor Orban, la cu Victor Orban. Da. Deci el nu este așa de bine păzit cum sunt alți premieri. Stați să vedeți ce o să fie acum la meciul Israel-România. Bine, pe ăla e altceva. Acum, deci, dar vor păzi... E mic stadionul și
El se plimbă între oameni, deci asta se poate întâlni oricine cine vrea cu el. Eu cred că și domnul Hagi s-a întâlnit de mai multe ori cu el. Cine? Domnul Hagi. Domnul Hagi, am înțeles, da. Bine, dați un pronostic pentru meciul de mâine? Inima îmi spune că batem cu un gol. Bănuiesc că și rațiunea vă spune altfel decât altfel. Vă luați adio, după cum spuneți, de la play-off. Da, să vedem. Să vedem, normal să vedem. Nu putem să vorbim de rău despre Rapid, că e o echipă foarte bună. Deci trei echipe se bat la titlu. Acum poate se supără craiovenii pe mine, dar trei echipe sunt care, în momentul de față, văd eu, care poate să câștigă titlu. FCSB, CFR și Rapid, nu? Da, așa văd eu. Da, am înțeles, e opinia noastră. Mulțumesc, domnul Dioseghi. Mulțumesc, sper să fie un meci bun. Mulțumesc mult. Seara bună. Ia să vedem cele mai bune transferuri. Repede.